Activiștii ecologiști au negrit apa unei fântâni monumentale din piața di Spania din Roma. Trei membri ai unei organizații au turnat cărbune lichid vegetal în fontana de la Baracacia, o capodoperă barocă din secolul al XVII-lea, înainte de a fi escortați de poliție. Gestul activiștilor a venit în timpul unui protest despre care au spus că a evocat un scenariu de sfârșit al lumii. Trei dintre membrii organizației care au pus la punct manifestația au intrat în apele fântânii din piața de Spania din Roma și au turnat cărbune lichid vegetal. Într-un comunicat, organizația a transmis că înnegrirea apei simbolizează scenariul sfârșitul lumii spre care spun ei se îndreaptă lumea. Fântâna în formă de barcă a fost proiectată de celebrul sculptor italian Pietro Bernini. Organizația a început să pună la punct proteste pașnice, dar perturbatoare în Italia anul trecut înainte alegerilor generale, îndemnând politicienii tuturor partidelor să facă din schimbările climatice prioritatea lor. Protestele din Italia fac parte dintr-o serie de acțiuni în întreaga Europa pentru a atrage atenția asupra schimbărilor climatice. Activiștii au aruncat cu supă, piure de cartofi sau cu vopsea lavabilă pe diferite situri de patrimoniu sau obiecte de artă din muzee.